Bună ziua, dragilor! Ne vedem la un nou interviu. De data aceasta este un interviu înregistrat pe care îl vedeți voi acum, însă pentru că nu am putut să ne sincronizăm să fiți și voi online, am ales să facem această înregistrare. O am alături de mine pe Mioara Iacob, pe care probabil mulți dintre voi nu o cunoașteți sau poate mulți dintre voi o cunoașteți, probabil sunt din ambele categorii, dar eu recunosc că pe Mioara o cunosc de foarte puțin timp. Și atunci ne-am întâlnit astăzi pentru a discuta despre evenimentul caritabil pe care îl organizăm împreună și de asemenea pentru a afla cu ce anume se ocupă, pentru că Mioara, tu ne-ai spus aici în evenimentul caritabil de miercuri că vom face medicamente spirituale, ceea ce sună foarte, foarte interesant, recunosc, mai ales cuvântul medicamente în zilele de astăzi, știi, așa, foarte căutat, ca să spun așa, medicamente, tratamente, rețete și tot felul de lucruri de genul acesta. Dar înainte de a intra în tema noastră, și anume chiar despre medicamentele acestea spirituale, pe scurt vom discuta un picuț, aș vrea să ne spui mai multe despre tine. Cine este Mioara Iacob? În primul rând, aș vrea să te salut pe tine și pe cei care ne ascultă acum cu salutul Namaste. Ce înseamnă Namaste? Bănuiesc că ați ascultat sau ați auzit de multe ori această formulă de salut, Namaste. Ați văzut că am împreunat mâinile, adică cele două polarități, masculinul cu femininul, întunericul cu lumina, ziua și noaptea, bărbatul cu femeia. Soarele cu luna, tot ce înseamnă polaritate complementară împreună într-un tot. Și Namaste înseamnă divinitatea din mine, recunoaște divinitatea din tine. Adică nimeni nu este superior nimănui, nimeni nu este inferior nimănui. Toți suntem unul, de toți este nevoie în univers. Așa că asta am vrut să fie ca o punte între mine și voi. Salutul Namaste, adică conexiunea de la suflet la suflet și nu de la minte la minte. Foarte important de reținut și îți mulțumim, Mioara. Ce ne poți Da. spune despre tine în viața aceasta? Ca suflet, am înțeles că îți place să lucrezi pe partea de suflet, că dacă nu n-ai fi început cu acest namaste, deci pui accentul pe partea spirituală, lucruri de care și noi ne ocupăm în evenimentele noastre și, într-adevăr, rezonăm pe partea aceasta. Dar cine este Mioara în viața de zi cu zi? Mioara, în viața de zi cu zi, este un om care se cunoaște și experimentează tot felul de situații, evenimente, poate plăcute, poate mai puțin plăcute, dar este despre a crește și despre a accepta tot ce vine. Profesional, sunt psiholog, dar întâlnirea de astăzi nu va fi ca psiholog, ci va fi ca facilitator a meditației Vipassana. Ce înseamnă meditația Vipassana? Înseamnă să Chiar vreau să te acceptăm. întreb. Exact. Vipassana în limba Pali înseamnă să accepti realitatea așa cum este, nu așa cum tu ți-ai dori să fie. De cele mai multe ori vrem să schimbăm realitatea. Nu ne convin anumite situații în viață și tendința umană la nivel de emoție, de gând, este să căutăm o soluție să schimbăm realitatea. Dar de multe ori realitatea nu poate fi schimbată. Soluția este că acel moment îmi vorbește despre realitatea este nevoie să fie acceptată. Întorcându-mă la prezentarea mea, sunt un om cu emoții. Sunt un om cu trăiri, sunt un om cu sentimente, sunt un om cu nevoi, ca și voi. Nimic nu mă deosebește de voi, decât faptul că eu astăzi am poate ceva să vă împărtășesc vouă și poate mâine voi aveți ceva să-mi împărtășiți mie. Am studiat meditația Vipassana în Nepal. Prima mea experiență cu meditația Vipassana a fost în 2014. Am participat într-un retreat de 12 zile în Kathmandu, Nepal, localitatea Dharmashringa.
într-o închisoare, să spunem, a trupului, a minții și a sufletului. 12 zile unde nu puteai vorbi, 12 zile unde, timp de 12 ore, meditai, dar nu așa relaxat într-un fotoliu, ci în condiții vitrege, la minus câteva grade, fără lumină, fără căldură, dormind într-un sac de dormit. Cina era un ceai, iar micul dejun era niște orez și o lipie. Nu exista identitate, pentru că toți eram la fel. Buletinele, pașapoartele erau predate. Nu exista conectare cu lumea exterioară, pentru că telefoanele și tot ce însemna tehnologie era predată înainte să intrăm în ashram. Nu existau haine diferite, pentru că aveam doar 2-3 ținute. Nu exista bogăție, pentru că banii, cărțile de credit și tot ce însemna bogăția materială erau lăsate undeva la poartă. Și acela a fost momentul când eu mi-am răspuns la întrebarea: cine sunt eu dincolo de lumea materială? Cine sunt eu dincolo de familia mea? Cine sunt eu fără prietenii mei? Cine sunt eu? La fel ca toți ceilalți. Nici mai deștept, nici mai prost, nici european, nici cu studii, nici cu relații, nici cu bani. Toți suntem unul. Abia experiența trăită m-a făcut să înțeleg cine sunt eu, fără tot ce înseamnă lumea materială. Și iată-mă astăzi să vă împărtășesc și vouă, nu numai din prima experiență, ci poate și din a doua experiență pe care am retrăit-o în 2016, ca elev, ca student în prima experiență, ca student în a doua experiență, și îmi propusesem anul trecut să revin în Nepal și să fiu și eu, să-i servesc pe ceilalți studenți, dar deocamdată s-a amânat acest proiect. Nu am renunțat, doar l-am amânat. Este în stand-by. Exact. Da, ok, și... foarte frumos. Deci experiența practic din Nepal a fost cea care te-a determinat să mergi pe calea aceasta de formator, de om spiritual, sau ai avut și înainte această cale? Experiența a debutat în timp, pentru că nu există un moment când apare, știu eu, acea declanșare. Este un proces repetitiv care începe și zi după zi se amplifică și crește. Dar ca moment declanșator a fost în 2006, când în viața familiei mele au fost foarte multe evenimente neplăcute, 4 persoane au decedat de cancer și tatăl meu, a cincea persoană, a descoperit o tumoră la plămâni. Și de aici a apărut întrebarea: de ce, dincolo de bani, dincolo de relații, dincolo de cunoștințe, nu putem face ceva să-i salvăm pe ceilalți? Întrebarea a venit: de ce sunt neputincioasă, de ce acești oameni mor? Și căutând răspunsuri, am înțeles prin experiența tatălui meu, încă o dată spun că tot ce citim, toate cursurile pe care le facem, formările, workshop-urile, sunt doar cunoștințe. Până nu ajungem să integrăm la nivel personal, prin experiență, ceea ce am auzit, este doar o experiență la nivel cognitiv, nu una integrată și decantată personal. Medicamentul spiritual care l-a vindecat pe tatăl meu, un cancer de gradul 4, cu o operație și aproape 3 sferturi din plămâni, i-a fost scos și medicii nu i-au mai dat de trăit decât câteva luni. Din 2008, aproape 2009 trecerea, au trecut numărați pe câți ani și tatăl meu este extraordinar de bine, muncește pământul, călătorește și revenind, da, o să vă întrebați ce l-a vândecat pe tatăl meu.
Da, l-au vindecat intervenția chirurgicală, l-au vindecat medici care au fost alături de noi, dar cercul a fost închis de el. Eu am făcut partea mea, familia mea a făcut partea ei, medici au făcut partea lor, dar cine a închis cercul a fost el. Și o să mă întrebați cum? Prin iubire. El a ajuns să se ierte pe sine, să se accepte pe sine și să se iubească pe sine. Deci dacă mă întrebați despre medicamentele spirituale, funcționează, dar nu pentru că am citit, nu pentru că am auzit, ci pentru că am experimentat. Și nu numai în ce îl privește pe el, în ce mă privește pe mine, și foarte, foarte multe persoane cu care m-am întâlnit în cabinet și cu care am lucrat. Da, doar că poate pentru cei care sunt încă în partea de minte, apropo, în partea aceasta a concretului, a dovezilor, este nevoie de ceva care să dea acel punct declanșator sau să facă acel declic, cum spunem noi, în a înțelege, pentru că din experiență am cunoscut foarte mulți oameni care nu știu ce înseamnă iubirea de sine, care nu știu cum să facă aceste lucruri. Așa, din perspectiva noastră și a unora care au trecut prin diverse experiențe, când vorbim, pare ușor. Și totuși mulți se întreabă, bine, bine, dar cum fac? Îi apare întrebarea. Aceeași întrebare mi-am pus-o și eu. Credeți-mă, nici eu, cognitivă fiind, nu credeam. Dar e mai bine să te naști natural, spiritual vorbind, decât să te naști printr-o cezariană, adică printr-o durere mult mai mare care lasă o rană. Și putem încerca cu pași mărunți, nu știu, să experimentăm un medicament spiritual. Ce te costă? Trăiește o experiență. Vezi, dacă funcționează, este wonderful, cum spunea Goenka, maestrul meu. Dacă nu funcționează, este wonderful. Indiferent ce experiență vei trăi, cu siguranță vei fi mai bogat la final. Poți să nu crezi, dar experimentând, poate funcționa pe o scară de la 1 la 10, nu știu, 1. Doar experiența personală te poate face să crezi sau nu crezi. Importantă e calea pe care se livrează. Spre exemplu, dacă unui cognitiv îi dai o explicație logică a ceea ce înseamnă medicamentul spiritual, poate nu în momentul respectiv o să experimenteze, dar undeva va rămâne acolo informația și la un moment dat, poate din curiozitate, va experimenta. Semințele se pun. Vrem, nu vrem, la un moment dat, ele rodesc. Da, de acord, doar că necesită ce? Și un picuț de îngrijire. Sau poate și fără acea îngrijire, dacă aruncăm, uite, de exemplu, un cartof acolo pe pământ, e posibil ceva de acolo să iasă, dar nu se va compara cu cel care a fost îngrijit, crescut, nu? Este adevărat, dacă ne uităm în pădure, nu toți copacii sunt la fel, nu într-o grădină, nu toate florile sunt la fel. Mai devreme sau mai târziu, fiecare om are momentul lui. Unii oameni au nevoie de mai mult timp, ca și plantele. Sunt plante care semințe pui semânța și rodește imediat. Sunt plante, semințe care rodesc în timp, cu răbdare, cu iubire, cu toleranță și cu acceptare. Fiecare are ritmul lui de evoluție. Ce ne poți povesti din experiența, ok, din experiența de viață deja am aflat câte ceva despre tine, din experiența profesională sau cea în care ai spus că ești și psiholog, dar mergi și pe partea aceasta de alternativ, ce te-a spus viața despre oamenii pe care i-ai întâlnit în partea aceasta până acum? Mi-am dat seama că din întâlnirile ca psiholog, oamenii înțeleg procesele, înțeleg mecanismele, dar nu reușesc să integreze. Ei știu la nivelul sufletului, la nivelul sinelui, știu toate răspunsurile la întrebări. De multe ori vin și din discuții spun, da, doamnă, știu, dar nu pot. Eu cred că cel mai greu este omului să pună în practică ceea ce simte. Și cum face asta? Sunt două mecanisme. Este o accelerație și o frână în fiecare dintre noi. Diferența face că avem o singură funcție de accelerație ca la mașină și avem trei variante de frână. Frâna de picior, frâna de motor și frâna de mână. Dacă noi înțelegem că forța de frânare este mai mare decât forța de propulsie sau decât
decât cea de accelerație, înțelegem ce se întâmplă cu noi. Și ce avem de făcut? Să observăm ce anume ne accelerează și ce anume ne frânează. Dar mai multă atenție e nevoie să acordăm sistemului de frânare, să spunem, pentru că e format pe trei variante. Și în momentul în care noi pentru că degeaba accelerăm, dacă în același timp sistemul de frânare este, să zic, prezent. Ce am eu de făcut? Accelerez, dar în același timp trebuie să deblochez frâna. Și atunci mașina merge de la sine, chiar de multe ori, dacă nu accelerăm. Important este să fie în viteză, adică să-mi urmez ceea ce eu m-am propus inițial ca motivație. Din perspectiva psihologului, ok, și înțeleg practic acum împletești psihologia cu numerologia, cu ceea ce ai învățat în experiențele tale din Nepal, adică terapii alternative, cum le spunem noi. Exact. Se împacă? Se împacă, ba mai mult, se leagă, se omogenizează. Spunea maestrul meu, Anatol Basarab, veșnică recunoștință de fiecare dată când am ocazia, spunea că cunoașterea și cunoștințele sunt ca un arbuz, ca un pepene. Indiferent din ce parte noi începem să mâncăm, la început ajungem la, începem de la verde, apoi aprofundăm și ajungem la roz. Din ce în ce mai mult și ajungem în mijloc la semințe și miez. Indiferent de unde pornim, că începem din medicină sau din fizică, din chimie, din matematică, din literatură, dar aprofundând tot acolo ajungem. Și întorcându-ne la exemplu, la întrebarea pe care ai pus-o, indiferent dacă încep din numerologie, psihologie, știu eu, medicină, tot ce înseamnă terapii alternative, tot în mijloc. Fac numerologia bazică a unui client care vine în cabinet și imediat înțeleg. Asta mă ajută mai mult să văd ansamblu, pentru că psihologia mi arată o parte. Combinând numerologia cu terapiile alternative, știu eu, pun să fac câteva, să zicem, radiografii sau un remene cu ghilimele de rigoare dacă ne referim la medicamentele spirituale. Câteva exerciții de respirație, pentru că asta înseamnă meditația vipassana, câteva exerciții de focusare, câteva exerciții de echilibru a corpului, cum se poziționează în anumite situații, ca un fel de scanare și înțeleg unde sunt emoțiile, dacă sunt, se manifestă mai mult într-un echilibru sau dezechilibru pe partea dreaptă sau pe partea stângă, îmi dau seama că au corespondent în emisferele cerebrale sau cele cognitiv sau emoțional. Și de aici încolo, mai departe, escapăm. Sunt și sexolog. Am studiat la Roma, am un master în sexologie făcut acolo și plus ce am mai studiat din tantra în India. Asta e o altă experiență despre care o să vă povestesc poate cu altă ocazie. Energia sexuală blocată este corespondentul fricilor. Și în momentul în care merg în copilăria acelei persoane, îmi dau seama că există o energie sexuală blocată, că sunt niște experiențe, ori cu exteriorul, ori cu interiorul, ori cu o persoană din exterior care a produs o traumă, ori o percepție a acelei persoane în raport cu ce i s-a spus sau cu faptul că biserica a implementat că ne naștem dintr-un păcat și de aici încolo putem vorbi foarte mult și despre subiectul acesta, are o foarte mare legătură și cu energia sexuală și cu traumele noastre din copilărie. Și iată ne împletind psihologia cu numerologia, cu sexologia și cu meditația, ajungem să
punem în teză, antiteză și extragem sinteza și de aici medicamente spirituale cu psihotehnici de sexologie, de psihologie, de meditație și numerologia care este și ea prezentă. Într-adevăr, știi, ca roata vieții, să spunem așa, și aici sunt felii din fiecare, nu este suficient să știi doar psihologie sau doar terapie alternative sau doar numerologie sau... Ele sunt instrumente, într-adevăr, în a ne ajuta să cunoaștem și să lucrăm mai ușor cu omul și să rezolvăm sau să-l ajutăm, de fapt, să-și rezolvem anumite situații cu care vine la noi. În ceea ce privește că tot ai pomenit de latura de sexologie și de energie sexuală, să știi că eu am întâlnit destule persoane care de-a lungul timpului nu știu cum să se raporteze sau ce înseamnă aia energie sexuală. Mulți se gândesc la sex și atât. Da, pentru că noi confundăm energia sexuală cu sexul în sine. Energia sexuală este energia vieții, pentru că prin noi circulă această energie. Dacă extrapolăm și ducem dincolo orgasm, putem vorbi despre un orgasm fizic, putem vorbi despre un orgasm emoțional și despre un orgasm cognitiv, psihic. Dacă ne referim la, nu știu, Eminescu, el prin trăirile lui, prin iubirea lui neîmpărtășită, prin tot ceea ce el a trăit, să spunem că a născut luceafărul la nivel emoțional. Einstein, spre exemplu, el năștea la nivel cognitiv. Ideile lui sunt copiii lui, concepuți prin fecundarea celor două energii, să zic, de polaritate feminină și masculină. Dacă vorbim de Mozart, Requiemul este ceea ce el a născut prin trăirile lui. Deci fiecare naște, doar că la alt nivel. La alt nivel, exact. Iar de energia sexuală este nevoie pentru a putea face această naștere, pentru a putea procrea prima oară ca ulterior să avem ce naște, în practic. Da, de multe ori... Funcționează ca în sens fizic, doar că la alt nivel. La alt nivel, dacă extrapolăm și ne ducem dincolo de ceea ce reprezintă energia sexuală, iar o energie sexuală reprimată este tot ceea ce provoacă furia, neliniștea, anxietatea, depresia, toate dezechilibrele din univers, chiar dacă pare incredibil, pornesc de la o energie sexuală reprimată. Imaginați-vă că reprimând energia sexuală, adică energia creativă, energia a libertății de exprimare, de manifestare a cine sunt eu și care sunt harurile și darurile mele, e ca și cum ar fi o mașină care merge, știu eu, cu 100 la oră, 200 la oră și ar merge zi de zi în țeava de eșapament cu o cârpă. Adică nu detensionăm, nu ne manifestăm ceea ce generăm, că avem gânduri. Tuturor ne trece prin cap o idee, chiar și spun, păi am o idee, mi-a trecut prin cap o idee. Ok, minunat că ți-a trecut. Important este să-ți fi rămas. De multe ori ne rămâne, dar nu facem nimic cu ea. Și în momentul acela noi consumăm energie sexuală, creativă și creăm ideativ în mintea noastră, dar nu manifestăm. Și se adună acea energie și la un moment dat, dacă ea nu este manifestată în planul fizic, printr-o acțiune... Adică nu se naște nimic, practic. Exact, da. Dar deci nu se mai naște... fi gravidă, crește burta, dar nu apare copilul. Bravo, foarte, foarte bun exemplu și comparație. Exact așa și la un moment dat explodăm. Ori se duce în explozie, ori se duce în implozie. Dar undeva ceva e nevoie. Bubuie. Ceva bubuie. Că sistemele de autoreglare a mamei natură sunt foarte bine puse la punct. Vrem, nu vrem, nici măcar nu ne întreabă. Exact. Păi nu, că universul funcționează după legi precise, exacte, sfinte, cum spune Anatol, apropo. Da. Și atunci ne place, nu ne place, ne aplicăm lor, le respectăm, nu le respectăm, le respectăm, avem o răsplată, nu le respectăm, avem o plată și tot așa. Este partea aceasta de energie sexuală unul din medicamente pentru liniștirea minții? Da, e unul din medicamente. E important să fim sinceri cu noi, care sunt fanteziile noastre, pentru că fanteziile sexuale nu sunt altceva decât modul, să spunem, subconștientului sau inconștientului de a ne transmite unde suntem noi creativi.
Da? Dacă ne uităm, știu, în literatură, tot ce reprezintă un bestseller, dacă ar fi să încadrăm povestea respectivă, de multe ori persoana care este un autor, știu eu, are ideea de a omorâ în romanele ei, de a face tot felul de crime, investigații, nu este pedepsită. Nu? Din contra, îi se dă, știu eu, titlul de bestseller autoarei respective. Dar în viața de zi cu zi, acea persoană va face închisoare. Sunteți de acord? Cu siguranță. De ce? Îi se permite fanteziei sexuale să creeze un roman. Și atunci, poate eu am o fantezie sexuală, dar fantezia mea sexuală nu are legătură nici cu păcatul, nici cu vina, ci cu modul meu de a manifesta în societate. Și atunci, ori mă apuc de pictat, ori mă apuc de scris, ori mă apuc de lucrat efectiv pământul, pentru că acolo sunt foarte multe mesaje în visele erotice sau în fanteziile erotice, dincolo de mintea care judecă. Am pus un picuț accent pe ideea aceasta de energie sexuală, pentru că mulți văd ca fiind două lucruri diferite față de partea de spirituală. Toți vor să fie spirituali, dar nu vor să înceapă cu energia creației, energia de bază, practic. Vrem să ajungem sus, dar nu vrem să începem de jos, aș putea să spun. Ai da. Întâlnit, cred că, da. Foarte da. Mulți oameni pe nivelul sau pe stilul acesta. Orice construcție, indiferent câte etaje are, începe săpând o groapă, adică făcând o fundație, mergând în adâncul ființei tale, în întuneric. Nu există spiritualitate pornind de la lumină. Cine vă spune asta e așa, să zicem, o iluzie. E ca și cum ai alergat după curcubeu, îl vezi, dar nu vei atinge niciodată. Nu. Invers, mergem întâi în întunericul ființei noastre, ne întâlnim cu toți demonii din noi, cu toate fricile, cu tot ce înseamnă umbra noastră, facem pace cu ea, iar toate acele, să zicem, toți acei demoni, ca în Avatar, dacă vă amintiți, era scena când personajul masculin, avatarul, încerca să-l stăpânească pe Turuk Makto, cel mai mare dragon, și se urca pe el, îl dădea jos, iar se urca, iar îl dădea, până când nu s-a făcut conexiunea cu el, n-a reușit să se înalțe. De fapt, e o metaforă care reprezintă până când eu nu iau, să zicem, forța dragonilor din mine și o transced, o duc ca o stăpânesc, pentru că acolo e energia sexuală reprimată. Ori eu îi schimb polaritatea, o alchimizez și iau acel câine, nu, sau acel leu care are forța lui și o duc spre a mă înălța cum? Cu forța propulsoare, pentru că frica și curajul sunt pe aceeași axă. Orice băț are două capete. Nu există legea polarității. Legea polarității, din cele 7 legi ale Universului, exact. Iar eu ce fac? Iau frica și o alchimizez și atunci tocmai frica care m-a blocat toată viața mă va motiva și îmi va da curajul în înțări. Da. De asta zic că nu e întâmplător că am mers pe ideea aceasta de sexualitate pentru a putea să înțeleagă cei care ne ascultă. O parte dintre ei probabil știu, o parte încă nu cred, apropo de cei care sunt cognitivi sau care sunt mai mult ancorați în logic, în matematic, în demonstrații, ca să spun așa. Dar, în legătură cu ceea ce vom discuta miercuri în evenimentul caritabil în care susținem pe cei de la Asociația Claudia Încă o Șansă, animăluțele, care au nevoie de ajutorul nostru, aș vrea un picuț să ne spui de ce să participe lumea. Pe lângă cauza nobilă pe care o avem în spate, totuși oamenii vin pentru informație, pentru a se ajuta de ceea ce ai tu să le oferi. De ce ar veni? Poate nu întâmplător, ultimul nostru subiect a fost despre animalele de putere. Și atunci se leagă animalele de putere,
tot ce reprezintă emoțiile reprimate și le ducem în animale de putere care ne vor ajuta. Știți că animalul aparent e prietenul nostru, dar în realitate doar el de multe ori este prietenul nostru, pentru că avem o nevoie egoistă câteodată și ne ducem către animale, către plante, nevoia egoistă de a avea pe cineva alături de noi. Bun, poate este momentul să conștientizăm asta și să venim și noi cu iubire necondiționată, așa cum fac ele. Am spus în prezentare la un moment dat că ele, oamenii se pot ajuta singuri, animăluțele nu se pot ajuta, așa că au nevoie de noi, așa cum și noi suntem ajutați și susținuți. Cum? Ei ne oferă emoții, ne oferă amintiri, iar noi putem oferi din lumea materială un suport de hrană, de adăpost și de medicamente, de tot ce au ei nevoie. Motivul pentru care invit pe oameni să vină alături de noi, poate că este o dovadă, în primul rând, de altruism și apoi o dovadă de egoism. Să fie acea alegere pe care să o facem pentru celălalt. Dar în realitate o facem pentru celălalt sau o facem pentru noi. Așteptăm de multe ori ca ceilalți să ne dăruiască ceva, dar secretul este că darul vine din exterior atunci când izvorăște din interiorul nostru. Pentru că orice râu se umple de la izvor, nu de la vărsare. Ori percepția noastră e puțin diferită, că din exterior vine iubirea, din exterior vine atenția, din exterior vine acel ceva de care noi avem nevoie. Vă recomand să faceți altfel, să întoarceți reflectorul asupra voastră și să vă duceți în adâncul sufletului vostru, să deschideți robinetul, de unde picură acolo iubirea, darul, harul și manifestarea și să o deschideți la maxim, ca să curgă prin voi tot ceea ce divinitatea are de dăruit. Asta este partea caritabilă. În schimb, aș vrea să discutăm și de ceea ce se va întâmpla în seminar, adică pe lângă partea, scopul acestui atelier, acea parte de ce anume vor învăța ei. Pe lângă, vezi, învățătura vine dinainte de a participa practic la atelier. Deci este prima oară să învățăm să dăruim, să învățăm să utilizăm, da, ca mai apoi să primim ce? Informație. Pe acest sistem este gândit și acest proiect Alexa Event, tocmai să învețe lumea să dăruiască ca ulterior să primească. În cazul de față, informație, tehnici, medicamente. Acum poate ne spui un picuț medicamentele alea, pentru că aici e într-un sens metaforic folosit. La ce anume se referă? În mare, nu facem cursul aici. Cei care vor dori să afle pe larg vor veni la atelier. Exact. Dacă vorbim despre informații, vor fi foarte puține informații și foarte multă implementare informației în experiența personală. Deci este un atelier practic. Practic, da. Am auzit de medicina halopată, medicina homeopată. Cred cu toată ființa că în viitor va exista o altă ramură a medicinei, medicina spirituală. A existat poate dintotdeauna, dar nu a fost revelată atât de mult cum a început să fie de anul trecut. Medicina spirituală, pentru că și spiritul are nevoie să se manifeste. Numerologic vorbind, am trecut într-o altă eră, era lui 2, care înseamnă 1. Deja sunt de 20 de ani, da. Da, da, dar din ce în ce mai pregnant. Acum, a zis, ori, anul trecut, deja s-a manifestat Sita, clar. Da. Ori în lumea lui 1, ori în lumea lui 2. Ori lumea lui 2 înseamnă noi. Ce înseamnă noi? Eu și corpul meu, care eu, de multe ori spun, mâna mea, capul meu, piciorul meu, întrebarea e, al cui meu? Adică eu și corpul nu sunt una? E ca și cum am spune telefonul meu. Și îmi pun întrebarea, dacă spun corpul meu, poate că eu
și corpul. E nevoie să încep să fiu unul. E nevoie să mă focusez pe toate cele trei planuri, mental, emoțional și fizic. Ce vom face la atelier? Voi explica cum anume, concret. Și eu vă voi spune cum, iar voi, imediat, veți pune în practic ceea ce eu am învățat de-a lungul acestor ani și am experimentat la nivel personal. Vom lucra concret. Iar medicamentele, nu numai că vi le voi dărui ca să testați, dar vă voi spune și compoziția chimică și le veți putea voi face acasă. Deci nu veți depinde de mine ca să le aveți. Nu sunt medicamente care creează dependență cum sunt cele fizice, dacă vorbim așa, cele concrete medicamente care în momentul în care nu le-ai mai luat sau dacă le iei trebuie să crești dozajul pentru a putea să-și facă efectul. Da. Dar dacă vorbim, ca să dăm exemplu de un medicament spiritual, așa ca un tester, a trăi conștient, unul din medicamente este respirația. Eu să fiu dependent de respirația mea. Conștiența, inconștient, eu respir. Diferența e că în momentul în care eu sunt conștientă de respirația mea, de fluxul de respirație, îmi dau seama dacă sunt agitat, dacă sunt liniștit, e suficient 2-3 minute să-mi observ respirația. Să observ aerul care intră în nări, conștient. Să observ aerul care iese din nări, conștient. Să observ temperatura aerului care intră în nări. Să observ temperatura aerului care iese din nări, conștient. Să observ temperatura aerului, dacă e diferită aerului care intră de cea care iese. Să observ dacă există o textură diferită aerului care intră în nări, aerului care iese din nări. Și asta poate fi conștient sau inconștient motoul vieții. Pentru că dacă noi nu suntem conștienți, asta nu înseamnă că nu există. A te observa, a te cunoaște. Pentru că oamenii știu mai mult despre telefonul lor lucruri. Cum funcționează, cum se programează, ce setting-uri e nevoie să fie făcute. Dar despre corpul nostru. Și nu doar despre corp. Cum spun eu mereu, este ca și cum cineva ne-a spus manualul de utilizare sau nu are interes să fie cunoscut acest manual de utilizare, dar vezi legea corespondenței, că dacă ai un manual de utilizare la telefon și tu cu siguranță, și nu doar la telefon, e doar un exemplu, și noi avem un manual de utilizare. Exact. Și care necesită să-l cunoaștem. Dar și în telefon sunt anumite setări unde nu putem umbla și anumite setări unde putem umbla. Cel mai greu este să înțelegem care sunt setările unde nu putem umbla și să acceptăm și să îmbunătățim setările unde putem umbla. Așa este. Ce altceva ne mai poți spune despre acest atelier? Am înțeles, ok, este unul practic. Tu le vei explica și ulterior vei avea grijă ca ei acasă, acolo în confortul lor, să pună în practică ceea ce tocmai le-ai povestit. Adică o să fie așa o îmbinare între teorie și practică, înțeleg? Exact. Dacă mai vorbim, să luăm un exemplu concret. Văd și din ce lucrez, foarte multă lume are probleme cu somnul. Se așează în pat și nu poate dormi. Slavă Domnului, eu dacă îmi dai ore de somn, nu zic nu. Asta înseamnă că mintea este liniștită și se culcă odată, se pune pe off odată cu corpul. Dar de multe ori corpul se așează în pat, vrea să doarmă, dar mintea lucrează 24/24. Și ne folosim fie de o pastilă, fie nu dormim, dar putem înlocui pentru că natura nu lasă spații goale. Eu ca să iau ceva, e nevoie să pun ceva. Și atunci iau medicamentul, să zic, fizic și voi aduca un medicament spiritual. Adică, în ambele cazuri, eu îi dau creierului ceva. În prima etapă îi dau ceva, să zic, material, da? Ceva făcut de mâna omului, iar în partea, în alternativa cealaltă, cu medicamentul spiritual, îi dau creierului ceva natural. Adică, acea psihotehnică care declanșează în creier o secreție a unor
să zicem, substanțe, nu vreau să intru în amănunte acum ca să povestim mai multe la atelier, care declanșează ce? Relaxarea creierului. Și în acel moment, creierul ce face? Se așează pe off și se odihnește. Pentru că una e să dormi și alta e să odihnești. O mare diferență. De multe ori dormim, dar ne trezim dimineață poate mai obosiți decât n-am culcat. Am asta să mă gândesc dacă mă trezesc. Depinde de zile. Da. Înțeleg că în zilele care mă trezesc mai obosită, mintea mea nu prea a fost, creierul meu a fost foarte activ, nu? Da, adică nu a fost deconectat, să zicem, în proporție de 100%. Undeva acolo a mai rămas, știți, ca într-o fabrică, când se lucrează schimbul 3, nu lucrează la capacitate maxim, mai rămân câțiva angajați care mai țin câteva departamente deschise. O minimă funcționare. Bine, acum, în mod, apropo de butoanele unde nu putem intra, o minimă funcționare, totuși mă gândesc că există în, chiar și în somn. Dar exact. E acea naturală, minimă, care nu ne dăunează și care ne face totuși să ne trezim odihniți. Exact, pentru că dacă eu la ora 10:30 când mă așez în pat mănânc, sistemul meu digestiv trebuie să funcționeze, ori el tocmai avea liber, să spunem, de la din sistem. Era închisă peste noapte. Era închisă peste noapte și atunci se sună șeful și zice, haide veniți că uitați, avem de digerat ceva, niște enzime, ficatul și nu numai stomacul, și intestinul și pancreasul care trebuie să secrete. Acolo și la un moment dat, cât o să putem lucra schimbul 3. În momentul în care se intervine cu conștientizarea, se schimbă total și modul nostru de a ne comporta. Dar despre asta și o să mai povest în detaliu la atelierul nostru de miercuri. Din ce mai citeam pe site la tine, văd foarte multe cuvinte, texte în care spui despre curgere, spui despre, nu știu, despre viață. Și atunci înțeleg din prezentarea din site-ul tău că cumva ai început să vezi viața diferit. Există un secret? Da, există un secret, să trăim conștient în prezent. Am studiat foarte mult și exteriorul și interiorul și mi-am dat seama că în momentul în care trăiești în prezent, ești conștient de acțiunile tale, ești conștient de cine ești tu și ești conștient de experiențele tale, adică creierul e comutat cu gura, creierul e comutat cu emoțiile și nu mai reacționăm, ci ajungem să acționăm. Adică să începem să fim conștienți de acțiunile noastre. De multe ori suntem conștienți de acțiunile noastre în timp, știu eu, după jumătate de an, un an, câteodată după 10 ani. Te prinzi așa, ți se aprinde becul într-o zi și nici unde, situația aia am greșit sau nu trebuia să fac așa. A trăi conștient te ajută să îți dai seama. Poate în prima fază îți dai seama imediat după acțiunea respectivă, adică imediat la o oră, două sau a doua zi. Apoi, și alte ori deloc. Sau alte ori deloc. Din păcate. Dar în momentul în care tu începi să trăiești în prezent, începi să fii conștient de acțiunile tale. Adică vezi realitatea așa cum este, nu așa cum tu ți-ai dori să fie. Și când implementezi procesul acesta, încep să te prinzi de multe ori în timp ce se manifestă o acțiune. Da? Eu mă cer cu cineva, îmi dau seama după că am greșit. Sau, lucrând cu starea de prezență, îmi dau seama în timp ce mă cert. Și la un moment dat sunt conștientă de gesturile mele, de vorbele mele, de atitudinea mea și îmi dau seama că cel din fața mea nu este decât oglinda mea. Mă prind de lucrul acesta și opresc conștient comportamentul și atitudinea și manifestarea. Lucrând și aprofundând starea de prezență, ajung să mă prind înainte să. Adică deschid gura și în milisecunda aia sunt conștientă de manifestarea corpului, emoțiile și mintea. Și mă opresc. Iar maximum este să mă prind înainte să. Astea, practic, sunt rezultatele și beneficiile în a trăi în aici acum. Ne-ai povestit oarecum și o exersare de cum anume putem să ajungem acolo, însă până
să exersăm, sunt foarte multe persoane care, ok, au conștientizat că necesită să trăiască în aici și acum și sunt de acord cu această idee. Mulți dintre ei sunt de acord. Și totuși ceva, ceva nu le iese, pentru că nu reușesc să se deconecteze de la partea aceea subconștientă, de la programe, de la, na, știi cum spune, și cunoașterea, știința, Bruce Lipton, 95% din timp suntem pe pilot automat, 5% suntem pe pilot conștient, ca să zicem așa, sau suntem conștienți de ceea ce facem. Iar dacă 95% vine din subconștient și este pe pilot automat, noi lucrăm practic 5% și atunci înțelegem că partea de a fi în aici și acum, de a fi conștient, este practic să crești acel procentaj, dar foarte mulți întâmpină provocări în a lucra efectiv, mai ales la partea de început. Ok, când ai exersat, da, într-adevăr, că știu ce spui, că îți dai seama în timp ce sau îți dai seama imediat după un timp de exersare a fi în aici și acum, nici n-apuci să mai spui, că îți dai seama, ok, gata, mi-am conștientizat emoțiile, văd că e oglindă. Dar până ajungi acolo, acolo e provocarea. Aici e exersarea, aici exersezi. Înțelegi ce spui. E ca și cum mai spune că am o durere și vreau să scap de ea. E o pastilă. Bun. Am o nevoie și vreau să scap de ea. Și atunci luăm o pastilă spirituală. Cum fac asta? Observându-mi respirația. Dacă eu știu că am nevoie de o ancoră, pentru că mintea are nevoie de o ancoră. Ancora este automatismul sau ancora poate fi respirația. Dacă eu acum, uite, în momentul ăsta eu trăiesc conștient și o să te rog să facem împreună exercițiu și cei care ne ascultă. Fii conștientă de corpul tău care este așezat pe scaun. Eu sunt conștientă de mâna care se mișcă, sunt conștientă de vorbele mele, tu fii conștientă de părul care îți cade pe umeri, fii conștientă de hainele tale, fii conștientă de picioarele în încălțăminte, fii conștient de tot ce manifesti în momentul ăsta. Asta mi-e ușor, că eu exersez și în timp ce vorbesc. Nu, dar ca să înțeleagă și cei care ne ascultă. Da? Ei, în momentul în care noi suntem conștienți de fiecare milisecundă, nu e un proces deodată, dar măcar astăzi sunt conștientă de tot ce trăiesc 5 minute. Mâine sunt 7 minute. Exersarea. Voi mâine sunt. Adică, conduc conștient. Faceți următorul exercițiu. Încercați să conduceți conștient. Vă urcați la volan și conștient. Acum pornesc motorul. Acum pun mâna pe schimbător. Acum apăs pedala. Și o să vedeți că la un moment dat nu mai puteți conduce, că mai mult de 3 metri, gândind conștient exact tot ceea ce faci. Puteți să și verbalizați. Acum semnalizez. Acum se încălcește mintea. Ei, ori asta te măsoară cât anume ești biorobot sau cât anume ești om, că funcționezi pe a trăi în prezent. Cu o floare nu se face primăvară. Este despre a experimenta. Ori, conexiunea respirației, pentru că în prezent, ce mă ține pe mine ancorat în prezent este aerul care intră în aerul care ies. Aerul care intră, aerul care iese. Și în momentul în care eu mă focusez pe respirație, mintea nu poate să facă două lucruri în același timp. Creierul vine în starea de prezent și atunci e acea expresie, mi se golește mintea. De fapt, doar experimentând asta putem să înțelegem. Ca medicament. Și voi mai da câteva medicamente tehnici și psihotehnici pe care le-am învățat în India și Nepal de la maestrii mei despre echilibru, pentru că aici e, să zicem, călcâiul lui Ahile. Mintea zice ceva, eu gândesc să fac ceva, simt altceva de multe ori și fac cu totul altceva. Deci eu nu sunt centrat, axat și împământat. Ori tehnicile astea, medicamentele astea, mă aduc să fiu pe axă între ce gândesc, ce simt și ce fac, toate trei să fie axate. De multe ori am un gând, emoția, nu simt să fac asta și cu toate astea fac. Și atunci îmi arată viața că sunt dezechilibrată, adică dezacord cu mine și asta e cea nu mai sunt mare în prezent. Da, nu sunt în prezent. Și întreb,
Există medicamente pentru asta? Da, există. Există exerciții fizice pe care le faci 2-3 minute pe zi și te ajută să te axezi. Și vin clienții și spun, cum doamnă, eu stau în poziția asta 2 minute și o să mi se schimbă viața? Și zic, nu știu, habar n-am. Eu îți spun, poți să faci, că oricum ai venit și ai plătit pentru ședința respectivă, poți să nu faci, depinde de tine ce alegere. Să știți că de multe ori sunt oameni care merg la medic, le se dă un diagnostic, le se dă o rețetă, dar nu toți iau medicamentele. De multe ori le iau, știu, o zi, două, până se ameliorează durerea, nu îi mai doare, și renunță. Foarte puțini oameni duc până la capăt tratamentul care le s-a prescris. Și atunci, la fel și în medicina spirituală, cu medicamentele spirituale, noi o să ne facem partea. Voința își spune cuvântul. Exact, face diferența. Dar știm din numerologie că nu toți au darul voinței. Da, dar alții au alte daruri și până la urmă e nevoie să folosească acele daruri. Poate prin pasivitate se implementează câteodată informația respectivă. Uh-huh. Uite, o întrebare poate care, așa, ce mi-a venit acum în minte, mai poți să-ți dai seama când ești pe pilot automat că ești pe pilot automat? Da, exact un exercițiu o să facem la atelier. Super. O să dureze 5 minute, e ca un fel de remene. Asta e un exercițiu de bază pentru mulți care, bă, ok, foarte mișto ce spui, eu cum îmi dă seama când sunt pe pilot automat, că sunt pe pilot automat? Da, 5 minute durează exercițiu maxim. Cum le spun eu celor care vin la meditație, se numește remene sau un computer tomograf. Diferența e că voi o să vă faceți computerul tomograf, voi o să fiți subiectul și voi o să vi-l interpretați. Adică din experiența personală, pentru că eu pot să-ți spun cât ești pe pilot automat, dar e adevărul meu. În momentul în care tu te scanezi și îți faci chestionarul, iar la final îți dai rezultatul, e o experiență fantastică. Da, deci și m-ai făcut maxim de curioasă asta cu dacă pot să-mi dau seama când sunt pe pilot automat, că sunt pe pilot. Și știți ce interesant? Da, și știți ce e interesant? Că după, de la atelier, puteți lua, să zicem, metoda asta de analiză, remeneu, și puteți să-l faceți și cu prietenii sau cu familia voastră ca să vadă și ceilalți dacă sunt pe pilot atât de simplu? Automat. E chiar atât de simplu? Să știți că întotdeauna... De acum fac pe provocatorul, pentru că noi avem pe spectatorii în mod live, e înregistrat, și atunci eu pun întrebările de la nivelul oarecum mai de jos ca să înțeleagă toată lumea. E interesant, Emil Durkheim, un sociolog, muncea ani de zile să imită o teză. Și apoi tot el își contrazicea teza. Spunea, muncea foarte mult să demonstreze ceva și apoi tot el își demonta ceea ce a emis, antiteza, ca să ajungă la o altă sinteză. Da, deci eu ador oamenii care mă contrazic, care nu cred, pentru că e, și cum zicea un preot, e mai interesant să intre în biserică un ateu decât un credincios. Da, foarte, foarte frumos spus. Plus că cel care nu crede, în momentul în care îi se demonstrează, înțelege, va crede mai mult decât cel care a spus că... Exact. Adică un sceptic... Eu spun din experiență proprie aici, când am descoperit numerologia, sunt sceptică de fel și am rămas cu acest scepticism, dar le testez pe propria piele, hai să văd, chiar funcționează, chiar sunt și eu pe cognitiv, ce să-i faci, dar în momentul în care am descoperit funcționalitatea, beneficiile, multe lucruri pe care le-am descoperit odată cu numerologia și nu numai, păi nu vine să-mi zici mie acum că numerologia nu funcționează. Râd, știi cum, din orice poziție. Poți să zici tu că eu știu că funcționează, nu mai trebuie să-mi demonstrez și nici nu trebuie să-ți demonstrez fie că funcționează. Este suficient să știu eu că funcționează. Restul fiecare va ști când va fi momentul. Da, cum spunea colegia polarității, te-ai mutat de la un pol la celălalt și cu cât erai, să zicem, sus. Mai necredincioasă. Necredincioasă ai devenit în partea cealaltă loială și propovăduiești, să spun, tot ce reprezenta asta. Eu îți mulțumesc acum în încheiere, pentru că vreau să lăsăm restul discuției pentru atelierul din 21 aprilie, începând cu ora 18, va fi online pe Zoom. Pe alexaevent.ro găsiți evenimentul și puteți să faceți înscrierea.
Odată ce faceți înscrierea, veți primi detaliile pentru donație. Banii merg direct la asociație, nu merg către noi, merg către asociația pe care o sprijinim. Și chiar dacă totuși nu puteți să fiți prezenți, dar apropo de a lucra înainte de a ajunge la seminar, de a învăța altruismul, puteți oricum să donați dacă doriți să sprijiniți. Nu doar această cauză până la urmă, poate fi oricare alta. Să facem și legea zeciuielii, dar să o facem din suflet, nu că trebuie, am putea să spunem. Ce ne pot spune în încheiere, Mioara, cu privire la ceea ce am discutat? Dacă e un mesaj, și nu neapărat cu ce am discutat, dacă e un mesaj pe care vrei să-l transmiți celor care ne ascultă? Indiferent ce se întâmplă în viață, chiar dacă acceptăm, chiar dacă nu acceptăm, viața curge. Poți să curgi odată cu viața sau poți să te împotrivești ei. Dar singura persoană care va suferi este cineva. Da. Când ziceai că poți să curgi odată cu viața, în minte mi-a venit sau nu, în minte mi-a venit sau poți să devii baraj. Poți să devii baraj, dar e nevoie să-ți asumi toată greutatea pe care o vei purta pe umeri atunci când va fi să oprești apa. Nu contează ce alegi să fii în viață. Fie o stâncă baraj, în apă, fie baraj, fie mal, fie un dig, fie o termocentrală, o hidrocentrală. Orice vei alege să faci, este important să fii conștient de alegerea ta și să-ți asumi tot ce generează alegerea ta. Pentru că nu există rău sau bun, există ceea ce tu, cu adevărat, în ființa ta, înăuntru tău, lași să iasă la iveală. Pentru că nu toți vor să facă pe plac societății. E cel mai nici important să-ți faci ție pe plac și să te mulțumești. Ce înseamnă curgerea lină? Înseamnă ca tu să fii împăcat cu ce ai gândit, cu ce ai simțit și cu ce ai adus în materializare în viață. Atunci apare pacea. Atunci curge prin tine energia sexuală despre care am povestit. Dincolo de sex, dincolo de gen, este energia sexuală creativă, creatoare și care transcende mai departe și duce evoluția către un alt nivel. Eu îți mulțumesc, Miora, pentru toate învățăturile pe care ni le-ai dăruit și ne vedem la atelier și la alte ateliere de ale tale. Cu siguranță ai foarte multe de împărtășit, rămâne doar de a cei care doresc să afle, să descopere, mai ales latura aceasta practică. Mi-a plăcut foarte mult, recunosc exemplele, metaforele pe care le-ai dat pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine. Mulțumesc, îți mulțumesc și ție, Alexandra, pentru încredere, mulțumesc și celor care ne ascultă și am să închei cu namaste, adică divinitatea din mine recunoaște divinitatea din tine. Toți suntem. Mulțumesc de suflet și ne revedem curând. Mulțumesc și eu tuturor celor care au fost alături de noi și ne vedem o dată viitoare la un nou interviu. Namaste! Namaste.